Nicoleta Luciu s-a născut la data de 12 septembrie 1980 în București, România. Este top model, cântăreață și actriță. Cariera sa în modeling a început încă de la vârsta de 16 ani și a culminat în 1999 cu câștigarea titlului de Miss România. În 2007 aceasta a filmat pentru rolul de țigancă din telenovela Inimă de țigan. După o foarte lungă relație cu cântărețul Dinu Maxer, acum Nicoleta este soția omului de afaceri Sot Sergo. Astfel, după o pauză de aproape 8 ani din showbizul autohton, vedeta a revenit în forță în lumina reflectoarelor. Cu toate că are 42 de ani, chipul ei nu a suferit schimbări. Astfel că Nicoleta Luciu și-a dorit cu ardoare să revină în mediul unde a cunoscut faima. Ei bine, Bruneta s-a întors și la prima sa dragoste, modelingul, domeniu în care a activat mai bine de 20 de ani. Astfel, actrița a prezentat pentru o sumă frumușică la Palatul Mogoșoaia pentru Liza Panait, designerul alături de care a avut o colaborare îndelungată. În acest sens, creatorul de modă postează adesea imagini cu modelele sale pe rețelele sociale, acolo unde poate fi văzută și Nicoleta Luciu.